Bine ați venit la un nou video. În acest videoclip o să încercăm cel mai normal simulator, adică Real Russian Train Simulator. O să vedeți imediat ce se numește așa. Setările sunt foarte mici, mă rog, bla bla bla. Avem două d-astea, oraș și munte, și două condiții meteo, vară și iarnă. Hai să-i dăm pe oraș cu iarnă să vedeți care e faza. Avem trei vopseluri pentru chestia asta, una foarte decolorată și restul așa. Dacă îi dăm play, o să vedem imediat ce se întâmplă. Are un claxon foarte normal, numai metrou nu e. Avem autopilot, dar acesta autopilot nu știe decât de limita de viteză, el altceva habar n-are. Și da, avem și uși, da, deschidem ușile pe toate părțile. Pe linia elaltă nu pot intra, însă în capătul ei, nu-ți macaze, în capătul ei avem o locomotivă. Am încercat să mă bușesc în locomotiva aia de câteva ori, să dereez ca să mă bușesc în ea și nu mi-a ieșit. O să vedeți și ce se întâmplă după ce ajungem la capăt, pentru că nu putem să ne întoarcem aici și jocul este foarte big brain, așa că avem omul ăla în cabină, avem aici mai multe camere, dar nu știu ce cu tabla aia. Ăsta are stopuri aici, e mare joc, odată am dereat și m-am bușit în toate mașinile astea pe aici, vedeam cu spatele. Uite, locomotiva de pe linia altă, ce vă ziceam, și n-avem acaze, n-avem cum să ajungem acolo. Curba asta aici e spate de raia, ăsta prinde maxim 130, parcă. E un tren sovietic, cred, după cum v-ați dat seama, probabil deja, tip EJ3 sau 81-707. Aici avem o serie de poduri care nu fac nimic, nu e nimic pe dedesubt, la fel ca pe autostrada către Brașov. Facem poduri și tuneluri degeaba, doar că să facem, că de ce nu? Nu știu, așa am citit, așa am auzit, că am fi bătaie de joc ăla care face planurile. Deci nu știu care, mă rog. Dar puțină vodka la simulatorul ăsta în strică. Stația numărul 3, să vedeți după aia că o să ne scrie acolo din nou stația numărul 1. Deci el cred că ar fi și o buclă, dar mă rog, cam bullshit, nici măcar asta n-a ieșit. Acum ne apropiem de punctul culminant. Îmi plac claxoanele astea de trenuri. Are foarte multă legătură cu metrou. Ăsta n-are claxonul așa. Are claxonul exact ca cel din Minsk Metro Simulator. De fapt, la ei cred că toate metrourile au același claxon. De fapt, de ce ai face alt claxon? Și da, după cum puteți vedea, autopilotul, viteză maximă, over speed, se duce băiatul ăsta frumos, și asta. Asta e vagonul la altul. Da. Cam asta e cu ăsta. Să nu ziceți că n-ați văzut și trenul. Cum e? E o locomotivă și un vagon cisternă. La asta poți decuplezi vagonul. Și da, are și ăsta aici un far, dar la metrou sunt trei și luminează, ăsta nu face nimic decât să se aprinde acolo așa. Și da, cam asta e locomotiva, nu știu ce tip de locomotivă e. Să
M62, scrie pe ea, locomotiva M62, ok. M61 am impresia că e la norvegien, știu că am folosit, l-am folosit și pe ăsta și l-am folosit și pe M61 în 2D Train Simulator, care nu poți deblochez locațiile cu munți și zăpadă pentru un anume motiv, da. Nu știu, nu cred că sunt făcute, habar n-am. O să deblochez ultimele două locomotive și să vi le arăt așa la Caterinca, că ați văzut practic cam tot ce era de văzut. Adică în afară de alea două locomotive care mare brânză nu e decât de textură. Bine, nu știu la aia că e și o locomotivă modulară de aia, de are o singură cabină și mai cuplezi una cu cabina în partea cealaltă și așa. Habar n-am cum e la aia, dacă sunt două cuplate sau... Mă rog, o să vedem. O să încerc să... Că și așa n-am nimic de pierdut. E cam plictisitor jocul ăsta, decât dacă n-ai chef să faci drifturi cu locomotivele. Adică ăsta e singurul lucru care poți să-l faci. Deci... A? De unde s-a zis mă făgun ăla? S-o dat despawn? Și cam așa arată vara. Adică și chestia asta are iarna. A winter, mountain, cu trenul, ia. Cred că are și ăsta iarna, adică... Când spuneam că aparent munții nu au iarnă, dar orașul are vară. Ia fiți atenți aici. Deci are vară, dar în schimb munți nu poți să ai iarnă. Băgăm masă și aici, ca barbașanii. A, și dacă schimb la macazul ăsta aici, track B înseamnă cu ea în stânga, track A înseamnă cu ea în dreapta.